Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma joi seară că anul viitor, în primul semestru, se deschid primii 40 de kilometri din drumul expres Craiova-Pitești și se va scoate traficul de tranzit din Balș și Slatina. Sorin Grindeanu a ocupat în ultimii 20 de ani de carieră politică mai multe funcții publice, atât la nivel local în Timișoara, cât și la nivel central, ca ministru al comunicațiilor, deputat, premier și în prezent ministru al transporturilor. Nicolae Ciucă, premierul României, împreună cu Sorin Grindeanu, au vizitat șantierul drumului expres Craiova-Pitești, tronsonul 3. Am fost astăzi în inspecție pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești. Pe tronsoanele 2 și 3, lucrările sunt în grafic. Lotul 4 este în proiectare. Anul viitor, în primul semestru, se deschid primii 40 de kilometri, care vor scoate în sfârșit traficul de tranzit. Din orașele Balș și Slatina, a scris joi seară pe pagina sa de socializare Sorin Grindeanu. Ministrul precizează însă faptul că pe tronsonul 1 lucrurile nu merg așa cum trebuie. Acolo avem același constructor ca și la varianta ocolitoare Timișoara Sud. Ambele proiecte au un stadiu fizic de aproximativ 43%. Trebuie să se apuce de treabă, nu fac muncă patriotică. Sunt contracte pe bani și nu puțini, a mai transmis ministrul transporturilor Sorin Grindeanu.